Ambarcațiunea cu motor a fost observată de polițiștii de frontieră în timp ce se deplasa de pe malul sârbesc al Dunării spre partea românească la adăpostul Întunericului. Oamenii legii au întreprins o acțiune și au identificat trei persoane care se ascundeau în grădinile situate pe malul Dunării. În cadrul monitorizării activității persoanelor suspecte, polițiștii de frontieră au observat că ambarcația cu motor condusă de un bărbat a intrat în apele naționale ale României și s-a apropiat de malul românesc al fluviului Dunărea. Conducătorul ambarcației a aruncat cu rapiditate pe malul Dunării mai multe colete voluminoase, iar apoi a plecat cu ambarcația mare viteză spre Serbia, întreaga operațiune de descărcare a țigărilor, durând maxim 3 minute. În spatele acestei operațiuni se află un grup infracțional constituit din 3 persoane care se ocupau cu contrabanda de țigări peste Dunăre. Indivizii erau foarte bine organizați. Țigările erau transportate din Serbia cu o ambarcațiune rapidă. Când au fost prinși, făptașii au evitat să răspundă la întrebările polițiștilor de frontieră. Dumneavoastră, de ce se vă aflați pe malul Dunării? M-am întâlnit cu colegul Magelor Dunării și m-am lăsat la ajut. Și dumneavoastră tot pe malul Dunării vă aflați când v-au găsit poliția de frontieră? Eram pe malul Dunării, am fost la pescuit. La pescuit? Da, și a venit un om care nu cunoșteam, mi-a oferit 1 milion. Să-l ajut la ceva, eu nu știu ce. Personal ți-a oferit 1 milion? Nu, a zis că după ce facem treaba. Polițiștii de frontieră au descoperit peste 9800 de pachete de țigări netimbrate, a căror valoare ajungea până la 10.000 de euro. Cele trei persoane sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de inițiere a unui grup infracțional și contrabandă. La propunerea procurorului Dicot, acestea au fost arestate preventiv pentru 20 de zile de instanța competentă. Pachetele cu țigări au fost indisponibilizate în vederea confiscării, iar dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei contrabandiști riscă o pedeapsă prevăzută cu închisoarea de la 5 la 20 de ani.